Aduce din zona aceasta a filozofiei politice, a teoriei politice și morale a secolului 17-18, traducere din Hobbes, Elementele Dreptului, o lucrare fundamentală în 1640, fundamentală pentru formarea gândirii politice moderne. Traducerea Contractului Social al lui Rousseau, un text 1762, care cred că nu mai are nevoie de nicio introducere, traducere comentate. Comentate cu un studiu introductiv, în fine, ediții, zic eu, academice. Și de asemenea am tradus alături de soția mea eseurile politice al lui David Hume. Țin să amintesc acest volum, de ce mi-e destul de drag, printre altele, pentru că este dintr-o zonă intelectuală, aceea e iluminismul scoțian, puțin cunoscută, din păcate, în România. Iluminismul scoțian, spre deosebire de, să zicem, iluminismul francez, este la noi, și în altă parte, la noi, a fost mai puțin receptat. Noi știm despre Voltaire, despre Diderot, dar știm mult mai puține în România, publicul cultivat, știm mult mai puține despre autori cum ar fi Adam Smith sau David Hume sau Hutchinson, Robertson și toți cei care au făcut din Edinburgh, Glasgow și alte câteva orașe scoțiene centre esențiale ale iluminismului european.